Am stat odată de vorbă cu un om care avea 16 ani, 15 ani și se juca pe aici prin cazemata armatei care a fost aici până aproape în 1960. Această cazemată în timp s-a dărâmat și am aflat din istoria ei că a fost aici pe vremuri în cel de-al doilea război mondial cea mai mare baterie antiaeriană a Europei, în care din 250 de avioane inamice care au trecut dinspre vest spre est, 139 au fost doborâte. Auzind această istorie, m-am preocupat îndeaproape de a face acest monument, pentru că exista ruinele acelei cazemate și am zis că e binevenită să facem o cruce și să punem acele tunuri care au nevoie istoria noastră. Îmi pare rău că nimeni nu mi-a spus de lucrul acesta, mi-a spus acel om care astăzi, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este, dar imediat ce am aflat, am făcut cercetări, am văzut despre ce este vorba și imediat m-am apucat de treabă. Astăzi am reușit să am acest lucru și acest monument care va rămâne veșnic pentru urmașii noștri și sper că am lămurit și am mulțumit pe toată lumea cu ceea ce înseamnă istoria Păuleștiului cu dealul de Gerați, în apărarea rafineriilor, ploieștenilor și păuleștenilor. Ce au constat lucrările, practic? Crucea ce înălțime are? Da, crucea are 12 metri înaltă. Am considerat că trebuie să fie văzută din îndepărtare de pe marginile Păuleștiului, ceea ce am văzut că se vede. A costat lucrările, nu a fost prea scumpă lucrarea, a fost foarte, foarte bine pentru mine, zic eu, că 400.000 de lei nu este o sumă care să ne sperie și să nu avem o istorie scoasă în față. Simțeam nevoia ca de ziua crucii pe 14 septembrie să avem acest monument. Dumnezeu a lucrat cu mine și lucrează și astăzi cu noi, de soare și frumos afară. Am reușit ca ieri să pun și cele două tunuri care avea nevoie acest monument. Nu am crezut, dar Dumnezeu, atâta timp cât are grijă de noi, ne oferă tot ce cerem și vom avea. Cereți și vi se va da. Și a venit și foarte multă lume. Da, lumea a știut de acest eveniment pentru că am anunțat de la înălțare, de la monumentul unde avem cele două evenimente de 1 decembrie și de înălțare, și am anunțat că voi sfinți această cruce pe data de 14, de ziua crucii. Considerăm că este un simbol al nostru și vrem să-l respectăm atât noi cât și urmașii noștri.